susurul apei. Foarte, foarte frumos. No. Uita la bătrânețe, la filmările este. E... Ia, noi nu o să îmbătrânim în veci, mă. Nu? Nu. Natura, natura e frumoasă, degeaba, aer curat, pădure, ce să mai vorbim, mișcare, mișcare, mai dăm slăninile jos de pe noi și așa, am stat bugă 2 ani în pandemie, așa că merem să ne mișcăm dorsalele. Nu, mare, poate să margă liniștit. Frumos, degeaba, n-ai, frumos, frumos în asta. Da, m-am săturat să stau în casă. Stimați telespectatori și telespectatoare, când vom coborâ de pe izvoare, vă vom filma traseul. Să vedem cam cât timp vom face de la izvoare până la baraj. Și după aia oprim filmarea și facem iară de la baraj înspre Baia Mare. Și adunate la oaltă, vedem cât se adună. No, alții cu mașinile, noi cu ale noastre mașini. Care cu ce au învățat. Da. Astea cam greu când ai putat plină de străină. Aveam un nou după masa care am avut-o cam greu împins și de bicicletă pe jos. Foarte frumos, deja. No. O să vă filmăm și acolo la Borcut și când coborâm, filmăm coborârea. Să vedem cât facem. Bye bye, dragilor. No, s-a stricat un pic vremea, dar nu ne dăm noi bătuți. Și pe urs îl plouă în pădure. Apoi ce, noi să ne temem de un pic de ploaie, mă? Da, de nu i-am întâlnit cu el, bată-l, beche și gul. No, am cu un drum ieșit, spălăm pe când ajungem. Și berea aia. Pe când suntem acasă,
suntem și spălați mult. Avem și ce povesti. No, ba, menie, mă, am asta un pic țărcoteacii. Pix. Și pe aici să mergem sus la Borcut, de la izvoare. Ia, Domnul, să trăiți, să ne crească mica mare. Da, aia dintre picioare. Exact, alta. Cam am obosit o bugăt. Și ia și mie. Să ne auzăm cu bine. Și prea mult stăm la televizor, pe tablete și pe telefon. Exact. Dani filmează din stânga, eu din dreapta. Uităm că natura e frumoasă. Da. Exact. No. Asta o să fie una lângă altă. Aici mai avem și un pic de zăpadă. Vedeți? Zăpadă. Și noi ne pregătim de coborât în jos. Bun. No, hai să vedem. Poate mă trezesc cu telefonul pe jos. Nu ne riscăm să merem încă atâta de tare. Coborâre, doamnelor și domnilor, de la izvoare! Bine ai zis tu că e mai greu să cobori, mă, că stau încordat de numai. Că nu cunosc nici drumul bine, ăla l-am cunoscut bine. Come.
Mult nisip pe drum, e tare periculos să iei curbele astea. Thank you.
ce viteză am avut! Mâncața-și canalul! Foarte, foarte frumos. Merită orice efort din lume. Mere. Începe a doua rundă de filmare, dragilor. Să sperăm că nu vom avea incidente cu telefonul.
Dacă nu mai poți, dă-te jos, că nici nu mai... Merg și pe jos. Un pic la pas, că... Asta este. Exact. Aveam o... Cred că până după curba aia. Nu l-am oprit. Nu, ce să-l opresc? Lasă-mă. Nu știu că nu vă uitați mulți, dar ăștia care vă uitați, dați-o share, un subscribe, ceva. Să vadă lumea ce faină e la noi. Absolut. Dar să vină cu mașina, să nu vină cu bicicleta. Să vai, Doamne. A, mi-conectată casca. Înregistrează prin microfon de la casca. Proba. Și ce, nu-i bine? Hă? Nu-i bine? Prostă, n-o să vină ca noi. Nu știe. Mere de aici mașina.
plăcere totală. Acum coborâm barajul de la Tiriza. Eu trebuie să țin frânele că mă sui pe tine.
peste, zicem. Ia-lea, zicem. Ce-am făcut? Ai tras spiralul? A, da. Gata.